Președintele Cehiei Miloș Zeman va efectua în perioada 22-23 mai 2014 o vizită la Chișinău. Detaliile vizitei vor fi discutate de vicepremierul Valeriu Lazar, ministru al economiei, care se află în aceste zile în Cehia. Președintele Cehiei vizitează România și Republica Moldova, după care va merge și în Polonia, unde va participa la ceremoniile organizate cu ocazia 25 de ani de la căderea comunismului. Miloș Zeman deține funcția de președinte al statului ceh din 8 martie 2013. Anterior a deținut funcția de prim-ministru al Cehiei. Spre deosebire de omologii săi din Austria și Ungaria, care sunt considerați în general figuri ceremoniale, președintele ceh are un rol considerabil și în afacerile politice.